Emisiunea cu cărțile pe față continuă și vreau să aflăm mai departe povestea domnului Julian Negulescu, actor, un actor formidabil. Nu mă pot opri din ascultat, domnule Negulescu. A spus că aveți această dezamăgire, că totul merge pe limba engleză mai mult. Dar de ce s-a ajuns aici? Domnul Schwab, Umberto Eco a avut dreptate când a spus că trebuie să recunoaștem că limba engleză a devenit latina secolului 20. Nu? Când s-a înființat Sorbona acum 1000 de ani, de ce se cheamă cartierul ăla din prejur cartierul latin? Pentru că învățământul se făcea în limba latină. Bun. Cel mai vechi decret din Franța, 1539, François I, este decretul de la Villers-Cotterêts, 1539, de acum încolo toate actele administrative vor fi scrise în limba franceză, spuneau ei, franceză. În limba franceză. Și v-am mai spus, nu sunt contra unei limbi, dar sunt pentru păstrarea limbii care se înscrie între frontierele țării de azi. Adică credeți că unora dintre români le este rușine de țara lor? Nu este o tâmpitizare colectivă, o lașitate, o lene, o șablonizare a limbii. Nu poți deschide un televizor fără să auzi sintagmă, paradigmă, nimeni nu mai spune o formulare, un fel de a zice. Tot timpul este ca un papagal să spune incredibil, incredibil, incredibil. Măi, există nemai văzut, nemai auzit, nemai pomenit, nemai întâlnit? Există limba asta, cum mi-a spus Cioran într-o zi. Ce bă, am putea spune orice despre limba asta, că e destrăbălată, dar poetică, mă! Cum s-ar putea traduce nimicnicie? Cum s-ar putea traduce zădărnicie? Îți mai spune cineva asta? Acum spune nevermore! Nevermore! Încep să dispară și autorii celebri din manuale, poeții. Hai să fim liniștiți. Lumea va merge din ce în ce mai rău. Nu vorbesc de România, vorbesc de planetă. De ce? Între altele. Pentru că la nivel planetar, nivelul educației și deci, în consecință, și al clasei politice, este din ce în ce mai scăzut. Până la urmă, hai să punem deoparte România. Țară mică, câteva mese, cum spunea bietul Dinică ultima noapte când l-a văzut. Eram într-un restaurant enorm la București, care nu mai există, lângă Teatrul Național. Și vreau să-mi explice ceva. Acolo era undeva în fund un chelner care nu îndrăznea să spune maestre, e 5 dimineața, mă duc și eu să mă culc. Nu, el mă ținea așa în picioare. Și Gigi Dinică, care vrea să-mi explice o chestie cu România. Ce, mă, cum să-ți explic, mă, cum să-ți explic? Păi, uite-te și tu, România, țară mică, câteva mese. Noi eram în mijlocul unei săli mari, exact în mijloc, și parcă erau numai valuri albe, fețele alea de masă. Da, deci eu nu vorbesc de România, țară mică. Vorbesc de o planetă. Ce mai avem astăzi, un Churchill sau un De Gaulle? Chiar și un Mao sau Stalin, dictator, dar știau ce vor să facă. A, că Occidentul European riscă să devină primul teritoriu islamizat, totul este posibil. De unde pleacă chestia asta? Păi de la demografie. Ce spune Mântuitorul, doamna Schwab? Creșteți și vă mulțiți! Păi dacă faci 0,1 ce o zvârtă de copil pe om alb, atunci nu mai merge treaba, pentru că, uitați-vă, țiganii sau musulmanii, ei fac în jur de 5 până la 10 copii pe cap de penis. Deci, demografia comandă politica.
Să nu ne mai povestim istorii. În al doilea rând, eu am convingerea că omul alb și mai ales heterosexual, gata, s-a terminat, e un punct final, aproape că devine vinovat. Cu ochismul care ne vine din America. Pș, cineva se trezește într-o dimineață și spune, nu știu, cred că mă simt femeie azi. Și el ce era? Bărbat, universități americane unde există dezbaterea dacă fac a patra toaletă. Vă dați seama că e una pentru bărbați, una pentru femei și una pentru transexuali. Acum ar fi a patra pentru cure. Înseamnă că începem să devenim bolnavi pe undeva. Iar în ceea ce privește politica, păi nu mă, până la urmă, nu... Iohannis sau nu știu cine la putere. Doamne, există o forță care se cheamă Statele Unite ale Americii, care în noiembrie anul viitor vor avea de ales între un derbedeu și o mumie rău conservată. Asta este. Chiar doream să vă întreb dacă urmăriți evenimentele politice, dar îmi dau seama că da. Și ce se întâmplă în România și în lume? Pentru că România face parte din lume, da. Și lumea conține și România. Așa este. Dar ce credeți, cum va fi provocarea aceasta pentru tinerii cu care ați intrat în contact aici, în Baia Mare, pentru mulți alții? I-am dat exemplu pe ei pentru că v-am văzut vorbind. Cum va fi? Nu știu. Dar în cercul de teatru pe care îl conduce Dragoș Călin, am văzut persoane interesate, vii, și pe care le-am asigurat că ele sunt în momentul de față posesoarele a două capitaluri extraordinare, dar teribil de perisabile. Frumusețea și tinerețea. Deci, să o folosească cum pot mai bine. Unul dintre tineri v-a spus că vrea să fie ambasador. Și eu am vrut să fiu birjar când eram mic. Nu știu dacă oamenii mai știu ce înseamnă birjar. Nu existau taxiuri la epoca și erau trăsuri. Și se pare că bunicul meu matern, pe care nu l-am cunoscut, a murit cu mulți ani înainte de a mă naște, a avut o societate cu 50 de meșteri și calfe și ucenici în Ploiești, unde fabrica, construia, nu știu cum să spun, trăsuri și calești. Deci poate, fără să-l fi cunoscut, vreau să fiu birjar, după asta am vrut să fiu mecanic de locomotivă, aia cu aburi, etc., etc. Și într-o zi mi-am zis că ar fi mai bine ministru. Și uite unde am ajuns. O pațachină, un saltimbanc, un neica nimeni. Care știți că, de exemplu, nu știu cum se întâmpla în România, cu toate că teatrul aici este o chestie extrem de recentă, alaltă era, 1880. Dar când a murit Molière, până atunci toți actorii erau... Actorii erau excomunicați. Biserica nu îi recunoștea. Și erau mormântați în afara orașelor. Și moare Molière. Nu numai că preotul de la Saint-Eustache până vine, ăsta a și murit, ca să-i dea ultima împărtășanie. L'extrême onction. Dar pe baie e problema mormântării. Și nu vor să-l mormânteze. Până la urmă se zice faimosul Boileau la Ludovic al XIV, spune, majestate, e Molière. Și Ludovic al XIV l-a întreabă, până la ce adâncime este pământ creștin? Și până la 5 picioare. Atunci să fie înmormântat la 6 picioare de adâncime. Adică la vreo 3 metri jumate, 4. Dar după aia a fost răzbunări, osemintele dezgropate și nimeni nu știe două lucruri despre Molière. Unde este cufărul cu scrierile lui
Și unde sunt osemintele? Dar nu-i singur. Mai doresc să-mi spuneți încă un lucru. Iubire, credință, prietenie, erau cândva niște valori pe care oamenii le prețiau. Le mai prețuiesc astăzi? Ce ziceți? Asta nu știu. Întrebarea noastră mă incită să fac un exercițiu periculos, adică să traduc din memorie. În Arta romanului a lui Milan Kundera există un pasaj care este extrem de percutant pentru mine. Pe când Dumnezeu părăsea încet, încet locul de unde dirijase universul și a sa ordinea valorilor, separând răul de bine și dând un sens fiecărui lucru, Don Quixote ieși din casa lui și nu mai înțelese lumea. De ce? Pentru că judecătorul suprem și al său adevăr unic se dizolvase într-o sumedenie de adevăruri relative. Și oamenii au ciugulit un adevăr sau altul, sau altul, sau altul, și astfel se născură timpurile moderne și romanul, care constituie imaginea și, am uitat ce, al său. Dar am tradus bâșbâind. Dar ceea ce îmi place în definiția asta, în formularea asta lui Kundera, care a fost un mare autor, și dacă vreți să vă împrieteniți cu un mare autor, începeți cu gluma, cu iubire rizibilă, nu știu cum a fost tradus în românește, ceva, un mare autor, bun, ceh, și care la un moment dat a început să scrie în franceză și a murit nu demult, în Franța. Deci, ceea ce îmi place în formularea asta a lui, este că într-o zi personajul ăsta, Don Quixote, iese și nu mai pricepe ce se întâmplă. Și nu o să ni se întâmple asta. Într-o zi o să ieșim în lume și dar ce e asta? Dar ce se întâmplă? Dar... Și toată lumea se gargarizează cu valori, cu respect, cu... Care sunt valorile, mă? Care sunt valorile? Eu cred că ar fi, hai să zic, nu știu dacă e valoare, dar este o necesitate. Să trăiesc vertical și încercând să nu rănesc prea mult pe ceilalți. Pentru că adevărul nu este niciodată agreabil de formulat și nu trebuie să-l formulez niciodată pe de-a întregul. Chiar dacă persoana care este în față, mai ales după un spectacol, spune-mi adevărul. Păi dacă îi spui adevărul, ai dinamitat. Nu? Rare sunt persoanele cărora poți să le spui de o manieră constructivă. A? Acest adevăr. Ați menționat în fața acelor tineri de care aminteam faptul că toată viața înveți câte ceva. Dumneavoastră, ce ați învățat în tot acest parcurs pe care l-ați avut până acum? Trei lucruri importante pe care le-ați învățat. Am învățat că știu că nu știu mare lucru. Și am mai povestit că acum câteva luni mi s-a întâmplat o mare durere. Poate unii vor râde, ce durere, ce durere. Dar pentru mine a fost... am luat retorica lui Aristotel, scrisă acum 2500 de ani. Și mi s-a părut un zid de netrecut. Și aproape că am plâns că omul ăsta de acum 2500 de ani știe lucruri pe care eu nu pot să le pătrund.
Da, da, asta se întâmplă chiar și cu părinții deșertului. Când începi să citești Maxim Mărturisitorul, Ioan Scăraru sau mai știu eu ce, vezi o ordine a discursului, vezi faptul că persoanele astea vorbeau mai multe limbi, latină sau greacă veche, etc., etc. Mă întorc iar la școala mea din Ploiești. Orele de română la care am asistat, doi profesori diferiți. Din întâmplare studiau fiecare câte o poezie de Arghezi, care pentru mine este un mare autor. Mare, denigrat de cei care nu au avut cutezanța să-l citească, dar când spune tare sunt singur, Doamne, și pieziși, sau de v-ați ascuns poezia asta extraordinară, studiată în clasă. Și am întrebat profesorii la sfârșit, dar ei mai învață poezii pe... Nu! Nici acea îndrumare nu mai există, pentru că sunt caietele tip de care vorbeați noastră în clasa întâi. Nu mai avem. Alea de caligrafie? Da. Acum avem puncte și mânuța merge după puncte, nu după mâna învățătoare. Multe s-au schimbat. Nu am competență, fie ca mânuța să meargă cum trebuie și după mânuță să meargă și mintuța. Știți, apropo de poezii, nimeni nu m-a forțat și am trăit o epocă extrem de dificilă, măsura în care Gheorghiu deja a omorât fizic enorm de multe persoane. Universitățile țării se mutaseră la Canal, la Stuf, la Iud, la Siget, la Pitești, etc. Toată lumea știe și toată lumea a uitat. Ceaușescu a omorât mai puțin oameni, fizic vreau să spun. Cred că ceea ce a făcut el, el a omorât ultima bășică de oxigen de aici. Atâta tot. Ceea ce este enorm. Și suntem marcați pentru 1000 de ani, pe măduva spinării, cu fierul roșu, suntem toți Ceaușescu. Că vrem sau nu. Dar avem reflexe. Și... spuneam despre chestia cu poeziile. Că am trăit vremuri dificile. De ce? În 64, 1964, în fața filarmonicii din Ploiești, termin o seară cu un prieten care era violonist la filarmonica din Ploiești. Și neavând unde să locuiască, el locuia în cabina lui din filarmonica. Doamna Schwab, omul ăsta să întors pe toate părțile, a făcut 360 de grade, așa, noapte, și mi-a șoptit, pot să-ți dau o carte, dar mi-o dai mâine la ora 12, la prânz. 12, nu 12, a? Avem oră, cuvântul de origine latină, sau ceas, de origine slavă. Deci, orice ați face, nu mai spuneți 12. Ok? 12, 12, cum vreți voi, criminalilor. A mai venit un bou care neagă intrinseca cacofonie a limbii române și a băgat un și. Dar a ajuns un, ca și inginer până la urmă, ca și profesor, ca și politician, ca și cretin. Și l-am spus de multe ori, într-o zi, o să spuneți biserica și catolică, Ion Luca și Caragiale. Deci, omul ăsta se întoarce pe o parte, pe alta, stă o carte. Și a scos opere de Blaga și noaptea aia am stat și am copiat pasaje cu veșnicia care s-a născut la sat. În poarta raiului sta Eva și privea cum rănile amurgului se vindecă pe zare, etc., etc. Și îmi aduc aminte că a trebuit să lucrez la un moment dat câteva luni. A fost o chestie de câteva luni, da, 3, 4, 5.
undeva la 10 km de Ploiești, într-o școală de tractoriști. Pe vremea aia, această funcție se chema pedagog. Adică eram un criminal care își scula la 5:30 dimineața săracii de ei. Și după aia, în Glod, până în, nu știu unde, dincolo de Gleznei, tiram la o cantină unde își luau micul dejun, etc. Și într-una din seri, când trebuia să mă duc, ca să stau toată noaptea, să-i școl și a doua zi să stau cu ei, nu? Că nu lucream în fiecare zi, ne schimbam, eram mai mulți. Am stat cu iubita mea în cofetăria care era în fața stației de autobuz care pleca din centrul Ploieștiului pentru Bărcănești, ăștia 10 km. Și iubirea a fost atât de mare că am pierdut ultimul autobuz. Cum m-am dus? Pe jos, noapte, pe marginea unui drum național, etc., camioane, zgomot, urlete. Și ca să-mi înving și frigul și părerea de că mă despărțisem de Anela, pe care o caut de atunci și nu mai găsesc. Nimeni nu mai știe unde e. Am recitat, urlând, Esenin, Maiakovski, Blaga, Eminescu, Ion Barbu, etc. Și mi-am dat seama acum că la vremea aia aveam poeme de urlat pentru 10 km pe jos și acum nu mai știu nicio poezie. Groaznic. 3 minute ne despart până la finalul emisiunii și nu am apucat să discutăm despre toate filmele în care ați jucat, dar le găsim pe Wikipedia. Pe Wikipedia? O parte. Da. O parte. Nu, eu aș recomanda, dacă cineva este interesat, eventual filmul ăsta cu Jean Moreau. Ar mai fi unul bof sau Anatomia unui livrar, dar care aparține altei epoci. Adică era pe principiu să nu ne pierdem viața câștigând-o, adică muncind. Acum tuturor le e frică de șomaj. Pe vremea aia, în 70-71, am cunoscut oameni care marți îmi povesteau că au trântit ușa în nasul patronului și vineri sau miercurea de săptămâna de după găsiseră altceva. Acum, dar mulți nici nu vor să muncească. Iar al treilea film ar fi Călătoria sau Voiajul directorului de resurse umane, făcut de un israelian foarte talentat, Eran Riklis, și filmarea a avut loc în România în 2009. Adică o parte se întâmplă la Ierusalim și o parte în România. După romanul excelent al unui mare romancier israelian care a decedat și care povestește în filigran, de fapt, lumea de după căderea zidului Berlinului, ieșită din țâțâni, unde, mai ales din țările astea estice, profesor sau am cunoscut profesor la în orașul Făgăraș, care au plecat ca femei de serviciu în Italia. Extraordinar! Deci, romanul ăsta povestește o chestie, bun, se întâmplă în România, dar nu se spune, am filmat în România, dar nu fixează România, nu spune că e România. Are chiar un drapel care nu există. Bun. Și este istoria unei victime, o profesoară divorțată, un copil care devine care prieten cu heroina și ea pleacă în Ierusalim și este femeie de serviciu într-o mare brutărie industrială și își pierde viața într-un atentat, o bombă care explodează într-un autobuz. Și după aia Voiaj
voiajul să căutăm unde putem să o înmormântăm. Divorțatul zice, domnule, nu eu, copilul nu știe, după aia o duc la bunica. Bunica era jucată de formidabila Irina Petrescu, o figură a durerii extraordinară, și această figură a durerii îi spune israelianului, știi ce? Duceți-o în pământul, în Țara Sfântă. Da. 10 secunde. Cum s-ar numi o carte pe care ați putea să o scrieți, dacă ați vrea? Ce titlu i-ați da? Da, am spus la început că eu am plecat de la Mahala Europei și m-am opintit în Atlantic. De la Marea Neagră la Atlantic, nu. De la o extremă la alta, de la Dacia Felix la Galo-Romani, habar n-am. Dar există un motto care se găsește pe deschiderea acestei faimoase cărți a lui Mateiu Caragiale, Crai de Curte Veche, care este un citat. La epoca aia, Raymond Poincaré era avocat. După asta a devenit mai târziu unul din președinții Republicii a treia. Când se schimbă Constituția, numărul republicilor în Franța evoluează, acum suntem în Republica a cincea. Și el a fost avocatul căilor ferate franceze, care aveau un conflict cu căile ferate române. Și el spune, que voulez-vous? Ici, nous sommes aux portes du Levant où tout est pris à la légère. Ce vreți? Aici suntem la porțile Orientului, unde totul e luat în bășcălie. Mulțumesc tare mult pentru participare. Dacă veți mai ajunge prin Baia Mare, aici vă așteptăm. Am să vin. Trebuie să mor la Preluca. Mai e timp. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă dorim o seară bună. La revedere!